Toți asistenții personali din Chișinău care au fost concediați de municipalitate, dar și cei care s-au ales cu salarii reduse, vor fi angajați de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Procedura se va face prin intermediul unui nou serviciu care va fi creat începând cu luna mai curent. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexei Buzu după ședința Cabinetului de Miniștri. De partea cealaltă, primăria Chișinău afirmă că guvernul cauzează probleme municipalității ca mai apoi să facă politică și să le rezolve. Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a declarat că deocamdată nu a fost definitivat un buget pentru achitarea salariilor asistenților personali. Noi suntem acum în discuții cu în cadrul ministerului. Noi vom veni cu soluții clare săptămâna viitoare. Deci noi vom opera anumite modificări pentru ca să ne permită să identificăm aceste resurse. Aceste resurse cel mai probabil fiind dedicate din fondul de intervenție. Întrebat cum își vor recupera banii asistenții personali pentru lunile în care nu au fost plătiți, Buzu ne-a spus că o vor face prin intermediul instanței de judecată. Noi am sesizat CNA pentru a constata și a investiga abuzurile de putere și depășirea de atribuții și am atacat în instanță toate ordinele și deciziile municipalității în acest sens. În lunile martie și aprilie, Ministerul Muncii va acorda plăți compensatorii în valoare de 5.000 de lei asistenților personali din Chișinău care au fost demiși sau li s-a tăiat din salariu, a mai spus Buzu. Declarațiile și acțiunile celor de la guvernare se limitează la tot ce ține de municipiul Chișinău și primăria Chișinău, a reacționat municipalitatea pe Facebook. Guvernul cauzează probleme grave la Chișinău, după care face politică și declară că rezolvă aceste probleme. Inclusiv este situația asistenților personali, când au tăiat finanțarea pentru acești angajați, anume din municipiul Chișinău. Potrivit ministrului Muncii, primarul capitalei Ion Ceban a demis circa 650 de asistenți personali din Chișinău și a redus salariile altor 550.